Laura a murit cu zile. A fost ucisă odată de frig. A doua oară de incompetența autorităților și a treia oară, poate, de graba medicilor de a declara decesul. Protocolul medical nu ar fi fost respectat după ce Laura a fost urcată în salvare. Temperatura corpului era de 18 grade. Regulile prevăd ca pacientul să fie internat și resuscitat până când temperatura ajunge la 36 de grade. Abia după aceea se poate declara decesul. Legiștii și medicii de gardă susțin că acest lucru nu s-a întâmplat. Era o studentă care a mai participat și la alte prelevări dedicată acestei meserii. M-a uimit faptul că studenta care a fost implicată în accident a fost declarată decedată după numai jumătate de oră de resuscitare. Laura n-a avut zile. Totul a fost împotriva destinului ei. A supraviețuit accidentului de avion, a intrat în hipotermie, a fost resuscitată ore întregi de Radu Zamfir. Nu era conștientă. Respira la momentul respectiv, a avut semne vitale până la un moment dat, momentul începerii resuscitării, semnificând absența semnelor vitale. Era înghețată și ea, picioarele, hainele pe ea erau. Tot drumul până la salvare, Laura a fost resuscitată fără încetare. Când a ajuns pe mâinile paramedicilor, avea totuși puls. Teoretic, era în viață. A făcut iarăși un stop și n-a mai ieșit. Dar el a resuscitat-o sus pe platou, a resuscitat-o cum a putut, dar a fost foarte eficient. Temperatura corpului, când a fost urcată în salvare, era de 18 grade. A urmat în ambulanță 40 de minute de resuscitare. Apoi a fost declarat decesul. Aici s-a încălcat însă protocolul. Hipotermici, chiar că sunt hipotermii medii, ușoare sau severe, se încălzesc cu un grad pe oră. Decesul la ce temperatură se poate pronunța un medic? Se poate declara decesul? După ce este și încălzit la 35 de grade. Nu pot să declar pe cineva mort până când nu este cald și mort. La ora când a fost declarat decesul, corpul Laurei avea jumătate din temperatura prevăzută în protocolul internațional în astfel de situații. Paramedicii au renunțat să mai lupte pentru viața ei după 40 de minute de resuscitare. Scrie negru pe alb în raportul guvernului. Manevrele de resuscitare au început la 23:35 și s-au încheiat la 16 minute după miezul nopții. Dacă sunt semne vizibile de deces, de moarte, poate medicul să decidă că nu se face, mai ales la o temperatură de 18 grade. S-a analizat, s-a efectuat tot protocolul în întregime. Așadar, Laura trebuia internată la terapie intensivă, unde medicii să-i aducă temperatura corpului la 36 de grade. Dacă ea nu revenea la viață după ce acest protocol era respectat, abia atunci se putea declara decesul. Totul a dus-o spre ceruri. Neputința, incompetența, graba și superficialitatea celor implicați. Argentin Todea, Gheorghe